Da, eu intrăm te aici invit în aici să gătești ceva bun împreună cu șeful. Aia mă trimiți pe mine în focul luptei? Da, să te bucuri de o experiență culinară autentică. Mulțumesc! Mulțumesc și eu mult. Ai fost un ghid nemaipomenit, mai ales când m-ai aruncat în aventură. Mulțumesc! Succes și eu. Bun venit la Brașov iar! Și am intrat în un celebru restaurant și am dat de Evelina și de Dorian. M-au luat în primire și mi-au zis că o să am senzații noi. Și am dat de Evelina și de Dorian. M-au luat în primire și mi-au zis că o să am senzații noi aici. Ce oare? Ce se întâmplă aici? Și bine ați venit, ne bucurăm foarte mult. Păi însăși locația, interiorul vă spune asta că este o locație aparte. Este un local întâlnit al oaspeților de pretutindeni și al producătorilor locali. Și Dorian a vrut să ne spună ceva anume. Da, Evelina tot timpul e îmbrăcată frumos, nu numai când veniți dumneavoastră, să știți asta. Bine, o să ținem cont să ne îmbrăcăm și noi, dar ne îmbrăcăm de la designer români, să știți. Așa. Breasla este practic un conglomerat foarte bine unit de prieteni și de oameni care lucrează în special în zona gastronomiei. Chiar colaborăm sau creăm proiecte pentru comunitate. Și vă susțineți. Din punctul ăsta de vedere. Da, uite, avem chiar un proiect împreună, nu? Am că voiam să vă întreb. Păi folosim înghețata lui pentru alivanca noastră. Zi așa, deci cu înghețata. Și nu doar, și cu ciocolatul. Ciocolată și cu foarte ciocolata. Bună. Și tu ai gustat alivanca asta? Da. Zine, acrișoare, dulcișoară. Păi, este un amestec de gusturi, mai ales că poate fi interpretat în foarte multe feluri. Trebuie să mă așez la masă să comand una sau cum se face? Ne mai gândim? Hai să ne închipuim că facem împreună. Arată ca un tort, Evelina. Explică-ne, că nu știu. Asta e alivanca? Asta este alivanca și o să rog pe Irma, colega noastră, să vă spună, pentru că este și autoarea și mi se pare că e cel mai bun prezentator al ei. Cum este făcut? Zici că e tort. Este ca un tort, da. Este foarte gustos și preparăm cu drag pentru clienții noștri, alivanca moldovenească. Ce-ați pus în amuntul? Punem laptele la fiert și folosim mălai boromir. Se amestecă bine, să nu se formeze cocoloașe, este ca o mămăligă. Așa, se hidratează, da, bine. Se hidratează și apoi se amestecă cu unt pentru alifiere și pentru și un gust mai bun. Mulțumim doamnei Irma și lui Emil pentru alivanca asta ochioasă. Mulțumim că ne-ați vizitat. Voi ați gustat? Acum nu. De fiecare dată trebuie gustat. Trebuie să gustă oaspeți întotdeauna. Încheiem periplul nostru prin Brașov, un oraș de făcut city break. Cum v-am spus, fiecare destinație este câștigătoare, pentru că voi ați votat acolo. Chiar dacă juriul a făcut o mică diferență, noi considerăm că fiecare merită să fie vizitată de toți românii și să fie urmărită. Pe Prima TV veți vedea fiecare ediție dedicată acestor localități în fiecare sâmbătă, după amiaza, aventurile noastre din fiecare orășel. Sunt Gianina Corondan și cred în România! Hai, pe marginea drumului am ghiozdar în spate și vreau să văd de toate. Hai, hai, hui, pe marginea drumului n-am mai fost așa liber.